Victor Socaciu a murit luni, 27 decembrie, la vârsta de 68 de ani. Socaciu a avut 3 copii, de la care, din păcate, nu a mai apucat să-și ia adio. Iulia, 39 de ani, Alessia Ana Maria, 33 de ani și Victoraș, 23 de ani, sunt rodul iubirii lui Socaciu cu 3 femei diferite, iar în prezent artistul era căsătorit cu Brândușa Simion, cea care a fost și impresară. Surse din apropierea familiei au dezvăluit că artistul a plecat de pe această lume cu regretul că n-a putut să-și mai vadă încă o dată copiii. Cred că Victor a presimțit ceea ce urma să se întâmple. Chiar dacă toată viața a fost un luptător, iar visul lui a fost să fie din nou încă o dată pe scenă, Victor a murit cu dorința de a-și vedea încă o dată copiii, toți strânși la oaltă. Probabil ar fi vrut să le spună tot ce n-a putut în toți acești ani. Din păcate, starea lui s-a agravat, a intrat în comă și nu a mai putut comunica în niciun fel, a dezvăluit persoana apropiată familiei. Victoraș a fost marcat de divorțul părinților lui. Când au început acele discuții legate de infidelitățile tatălui său, era suficient de mare încât să poată înțelege despre ce este vorba. Cea mai mare lovitură pentru el a fost atunci când tatălui avea o relație cu impresara. Au mai fost și toate acele procese pentru pensia alimentară. Din câte știu eu, nu mai vorbeau de ani buni, spre regretul lui Victor, a mai spus sursa din jurul familiei. Familia artistului se pregătește acum la final de an să-l conducă pe Victor Socaciu pe ultimul său drum. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini, vă puteți abona la canal pentru a vedea când apar clipuri noi.